calea ferată industrială dintre Lupeni și Uricani va ajunge cel mai probabil la fier vechi. Sunt kilometri întregi de șină, dar și mai multe poduri feroviare care fac parte din pachetul scos la vânzare de lichidatorul judiciar al complexului energetic Hunedoara. Respectiva cale ferată a rămas în patrimoniul ceh, dat în plată anul trecut pentru a fi înființat complexul energetic Valea Jiului. A fost vândută la licitație cu peste 90.000 de euro unei firme din Târgu Jiu. S-a vândut la licitația publică din 18 ianuarie a fost achitată integral ea nu a fost vândută ca și deșeu metalic a fost vândută ca și mijloc fix conform caietului de sarcini cumpărătorul are obligația de a-și obține toate autorizațiile necesare în cazul în care dorește să o dezafecteze a declarat Emil Gros executorul judiciar al complexului energetic Hunedoara Primarul din Lupeni a aflat despre vânzare doar când a primit o adresă de la firma care și-a adjudecat licitația. Lucian Rezmeriță spune că a fost șocat. Odată, rută importantă de transport, calea ferată, va fi dezmembrată. De la Petroșani la Lupeni sunt două fire de cale ferată. Unul este al CFR, celălalt al complexului energetic Hunedoara. Pe niciunul dintre ele nu a mai circulat vreun tren de foarte mult timp. Pentru a face trecerea Văijiului spre industrie nepoluatoare, se vorbea despre o linie de transport feroviar între localitățile Văijiului. Atât șinele de cale ferată, cât și poduri de cale ferată, ce cântăresc zeci de tone, ar urma să ajungă la fier vechi. Nu se știe însă ce se va întâmpla cu terasamentul pe care au fost montate șinele și traversele.